Încă o dată. Ce înseamnă 3D simulare? E spațiul și timpul, 50 de ani, 100 de ani. Fiecare își alege cum se despachetează mai mișto. Da? A magilor adevărați. A magilor adevărați. Școala. Școala ce înseamnă? Să simți, să înțelegi, vezi prin situații, prin felul de a fi, prin corpuri, toate abilitățile. Da, să fii și bestia aia de la cimitir și diavolul și ispita și tot simulare. Da? În primul rând, da? Cine a jucat încă o dată World of Warcraft, da? Ții minte. Tineretul, mândria țării mai ales, da? Ți-a plăcut. Era, specia undead. Mort, dar înviat. Adică, la un moment dat, la luna plină sau la nu știu ce, se deschideau sicriile și ieșeau morții. Pe unde genunchiul rupt, pe unde un ochi care vede și altul care e în descompunere, dinții la fel, da? Ceva de genul. Ei, ăsta e magul. Undead. Magul. Da? Și acum își intră în pâine magul adevărat. Săritura cuantică și în 3D cine s-a crezut că ține în lesă bestiile, ține în lesă, da? Lumea cimitirului a greșit amarnic. Nu, nici pe departe nu e magie neagră ce credea că e. Da? E cu totul altceva. Magie neagră nu e să ții sub, să-ți îndeplinească dorințele, o bestie sau un duh sau o dihanie superbă din cimitir. Da? Sufletul cuiva transformat în... Nici pe departe. E o lume minunată. Da? E altă lume. Nu ai niciun drept să pui stăpânire pe așa ceva. Săritură cuantică și lumea cimitirului, de fapt, sunt magii cei adevărați. Da? The Mummy Return, da. Mumia se întoarce. Care s-au copt, sunt numai buni de a... Da? Li s-a proiectat lumea. Da? Au trecut, au făcut săritura cuantică, au... și acum își intră în drepturi, în pâine. Și ca să fim înțeleși și să fie egalite, fraternite, și a treilea cuvânt era egalite, fraternite, asta-mi scris-o, să fie corectă, echilibrarea lucrurilor. Cei care i-au ținut în lesă, da? S-au crezut. Da? Să țină în lesă dihaniile, să țină în lesă bestiile ale familiilor. Da? Să hotărască ei cine e bestia din familie, să o facă bestie pe cel mai tare mag. Asta era în simulare. Trebuia să învețe magul. Era ținut ca și bestie, legat. Trebuia să simtă ce înseamnă bestia. Și săritura cuantică și te gândești de două ori dacă mai folosești bestia. Și dacă mai trăiești în stilul ăsta simulare 3D, să ții pe cineva subjugat. Fie duh, fie bestie, fie ce-o fi. Da? Înțelegi cum merg lucrurile, că e sufletel de pe alte tărâmuri. Dar e. Da? N-ai niciun drept să ți-l ții legat un fel de gine scufșină. Da, da. Gin din lampa Aladinului să ai la tine. Nu ai niciun drept. Magia se face altfel, dinăuntru tău. Pe plan fizic nu ai voie să îți bați joc de câmpul tău energetic, da? Da. Da, un paș, un copil în 3D. Și-a făcut de cap, pentru el au fost
fost un copil alintat în 3D, crezând că e despre asta și nu e. N-a avut nici pe departe, n-a avut nici daruri, nici nimic. Dacă a avut ceva, nu s-a folosit, n-a știut să se folosească de ele, n-a vrut să învețe, n-a vrut să nu știu ce. Ca și legendă, ca și poveste, da? Săritura cuantică și vroia să te, cumva, înțelege altfel darurile, să subjuge lumea, să-i se aducă, să-i se facă, da? Și nu e așa. Și acum, acela cea care au făcut lucrul ăsta, transformare pentru ei, da, n-am ce să fac, acolo suntem, transformarea pentru ei e devenirea, bestiile în devenire, diavolițile, diavoloii, cei care sunt duhurile căsuței și așa mai departe. Administrația. Da? Administrația. Pătura socială a proiecției magice. Bun. Cu drag și respect. Îi dăm cezarului ceea cezarului. A? Și da, e un fel de săritură cuantică și ți-ai pregătit câmpul energetic și te așteaptă. Da? Și ai hârtia, caută hârtie undeva în geantă sau în aia, ca la spionii aia, devotați de secole și treziți din morminte. Ai o hârtie aproape ruptă și îți scrie strada, numele cuiva, că amintirile te iubesc, poate fi numele copilului tău din 3D, poate fi numele altcuiva, nu contează, ai strada, ai ca la oamenii aia care își pierd mințele, da? De fapt s-a proiectat asta, că avea ceva agățat de gât, cheie de la casă și o tabliță. Sunt cu tare de undeva, dacă uit unde sunt, duceți-mă acasă. Ceva de genul, da? Săritura cuantică se trezește și aruncat, da? Pământul, câmpul energetic s-a proiectat, apare magul și are datele de contact și scrie datele de contact pentru și scrie numele din amintirile care te iubesc. Da? Strada, satul, orașul, etajul, da? Vezi prin situație, adu-ți aminte cu cine rezonează. Bun, acolo ești, acolo suntem rari, niște mobi rari, niște dihanii superbe rare, da? Un fel de s-au răsculat bestiile, da, super. Și au luat locul care a fost dintotdeauna a lor, pe pământ, da? Pe pământ, sub pământ, treaba magului, cum trăiește, cum își aranjează lucrurile, cine e, da? Dragostea între magi e la nivel de... Îți alegi bestia, da? Care e... Da? Se comportă cum se comportă și o îmblânzești. Ai vrut să zici la fel și ea te alege? Nu. Nu mai e, totul e relativ. E din punctul tău de vedere, doar a magului. Punct, spațiu. Tu îți alegi bestia pe care o adori, o iubești, care te adoră, te iubește, atât cât ceri tu și ai nevoie tu. Un fel de... Ați făcut dragoste, v-ați șters și fiecare, da? Fiecare ce înseamnă are treaba lui. Măguța își vede de treaba ei și bestia sare la loc de unde, da, un fel de lampa Aladinului. Ginul sare înapoi în lampă. Și lampa e legată de la gât, la măguță. Și când vrea, da? Cum e povestea? Lămpița agățată ca și, da? Îi face așa și apare ginul și rezolvă toate problemele. Numai că nu apare ginul, dar unde se duce și de ce are nevoie, îi se proiectează. Da, cam asta e povestea, legenda, tu vezi cum vrei tu. Da. Gata, asul de pentacle, la intervenție divină,
fantasmagorică. Nu i-a întrebat nimeni cine ce vrea, da? Își reia funcția din totdeauna care a avut-o și se potrivește mănușă, da? Bestia devine la loc beste, îi se potrivește mănușă, magul devine la loc mag, a fost dintotdeauna, îi se potrivește mănușă. Spațiu, acolo suntem, ne distrăm.